Da. Am înțeles, vă uitați mai rar la Superliga, dar vă uitați la Champions League. Ați văzut, l-ați văzut pe Ișvan la Newcastle cu PSG? Păi dacă nu îl văd în campionatul intern, mă uit ce arbitrează, de ce m-aș uita ce arbitrează în Champions League. Pentru că în Champions League pare altceva, de aia vă întrebam. El sau competiția? Și el. Nu, 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 nu. Păi dacă n-ați reținut declarația mea anterioară, nu e bine a nimănui. Nu, mă uit, uite acum vă și văd și vă salut acum cu altă. Să trăiți, să trăiți. Da. Au fost meciuri suficient la care să mă uit. A coruptat, care era și un arbitru din Vaslui, care e foarte, foarte bun. Și cei care comentau meciul trebuia să-i cunoască măcar că la faza cu mă rog, care s-a iscat cu golul care la început era anulat, VAR-ul l-a confirmat, era pe partea lui și comentatorul a spus că era Vasile Marinescu. Bine că n-am spus că era Vasile Raită. Bună! Da. Era mai departe de cameră, că era pe era partea tribunei a doua, de aia. Da, mă rog. Da, Artene, unul dintre arbitrii buni. Chiar foarte buni ai noștri. Chiar foarte bun. Trece și într-un moment foarte dificil al vieții lui în legătură cu tatălui, care are o problemă medicală destul de gravă și bravo lui că s-a putut gândi la meci și a arbitrat, zic eu, bine și arbitrează tot timpul bine. Da, nu s-a văzut pe teren care avea problemele despre care vorbiți, chiar așa, profesionist. Profesionist, da, asta este cuvântul cel mai potrivit.